Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul plin de evenimente și, din fericire, vremea a ținut cu noi. Unul dintre evenimentele care s-a bucurat de mare succes a fost cel de la Beltiug. Cel Artur, Scrame cu povești, s-a bucurat de un număr mare de participanți, dornici să cunoască cramele din zona Beltiugului, dar și pe proprietarii acestora și, evident, vinurile. Astfel, sâmbătă de la ora 11 au pornit într-un tur boem pus la cale de organizatori. După cum am promis și anul trecut și anul acesta, organizam acest tur aici la Beltiug. Este a treilea eveniment din acest an de acest gen. Am organizat unul în orașul nou, în Hameu, și acum am ajuns cu ultimul eveniment în Beltiug. Se pare că suntem mai mulți, avem peste 100 de vizitatori care ne onorează cu prezența, cu care o să ne vizităm beciurile din Beltiug. Eu cred că an de an reușim să aducem câte o noutate, să dezvoltăm un pic evenimentul. Eu sper că pe după masă, când vizitatorii ajung înapoi de la beciuri, o să avem și mai mulți vizitatori și din localitate. Este vreme frumoasă, toată lumea poate să vină să petreacă o zi frumoasă alături de noi. Avem surprize și pentru de seară, un pic concert din formații care o să prezintă tradițiile din zonă. Eu cred că aici reușim să adunăm pe toată lumea, să fim împreună, atât indiferent de naționalitate, atât român, cât și maghiar, cât și șvab care sunt prezenți în zonă. Eu cred că este un eveniment a tuturor. Da. Și de aici se vede cât de complexă este această agricultură, că putem să facem și un alt fel de agricultură, adică legat tot de agricultură. Vorbim aici nu numai despre agricultură, că vorbim despre agricultură, vorbim despre industria alimentară, când vorbim despre producerea vinului, și vorbim despre turism. Aceste trei lucruri se leagă împreună, toate cele trei, că producerea vinului, vinicultura, fără turism nu poate să existe. Și eu consider că Beltiugul este un loc ideal pentru turism în județul Satu Mare. 5 crame consacrate și-au deschis porțile: Nacbil, Leiher, Jurkiș, Hetei și Cobusceanu. Toate cele 5 locații așteptându-și oaspeții cu cele mai bune tipuri de vin, gustări și multe surprize. Caroli a iubit foarte mult vinul, bineînțeles, de aceea a făcut și crama, dar din păcate pe vremea respectivă nu era CAS-ul, nu am avea doctor foarte bun. Și ca cine sunt prezenți, așa este, nu? Și din păcate a fost și o pandemie de pestă și foarte mulți au murit. Și graful a avut nevoie de oameni cu cine să lucreze. Și de aceea, fiind catolic, s-a dus în Baden-Württemberg, în Oberschwaben, și atunci a adus șvabii în zona noastră. Era un tip foarte, foarte bun, pentru că a zis oamenilor: băieți și fete, aici e țara posibilităților, haideți la noi și o să fie totul foarte frumos, wunderbar. Ca și orice reclamă, sună foarte bine. Nu era atât de ușor cum contele Carului a vorbit, a promis a șoabilor, deci au avut de lucru, era un pic altfel, deci era și în zona Careilui mai mult naștere, deci trebuia lucrat și a doua sau a treia generație deja a savurat lucrul primelor generații. Da. Acum, de ce s-a meritat? Pentru că erau familii mari și șvabii așa s-au gândit ca toată averea să nu se împarte, pentru că erau familii mari, 6, 7, 8, 9 copii, și atunci numai primul născut băiat primea toată averea, ceilalți ori rămâneau acolo, ori plecau, oricum nu au primit nimic. Și atunci aici contele a promis pământ și era o posibilitate pentru a face propria existență. Și așa au ajuns șvabii în zona noastră. Țelul evenimentului, ca să încă o dată mă repet, dar nu pot să zic vreau să zic de cât mai multe ori ca să înțelege. Deci țelul nostru ca și consumatorii sătmăreni în prima fază să consume vinuri locale. Bineînțeles că vrem să ajungem peste tot în Transilvania sau, dacă avem vinuri calitative, de ce nu în restaurantele din București, în Franța, dar în prima fază eu vreau să văd ca sătmărenii să consume tot mai multe vinuri locale. De aceea facem
facem genul ăsta de evenimente sau se fac tot mai multe evenimente în oraș care se axează pe consumatorul de vin să consume vinuri locale. Am puțin ideea, dacă ne gândim că în urmă cu 20 și ceva de ani roșii erau doar prin viile oamenilor, erau acele zări hibride direct producătoare, acum sunt vinuri nobile de calitate foarte bună în zonă datorită climei. Și dacă ne gândim că anul acesta am început culesul strugurilor în 14 august eu, Nagbilu cu câteva zile mai devreme puțin, și am terminat mai devreme decât am început anul trecut. Anul trecut am început în 17 septembrie culesul, anul ăsta în 7-8 septembrie am terminat. Inclusiv vinuri soiurile roșii. Sunt printre pionierii vinificației județene, de cei care au dus vinul din satul mare și afară din județ, au fost recunoscuți peste tot în țară și domnul Hatei chiar vindea și în China. În China ați avut vinurile. Deci, într-adevăr, vorbim de o istorie foarte îndelungată și, cum a zis și domnul, treptat crescând până la 22 de hectare. Cred că nu mai aveți intenția ca să creșteți. No. Deci, cum a zis și domnul, chestia cu bio, unde am vorbit și la Nagbil, unde există într-adevăr din 2017 certificat bio, dar asta e o procedură foarte lungă, unde tot timpul este controlat cum lucrez în vie, cum lucrez cu vinurile. Domnul Hatei are voie să producă struguri bio, dar încă nu are certificat. Certificatul, vedeți, pe contraetichetă apare chestia aia verde, deci o frunză verde. 30.000 de litri anual, culegem absolut tot manual, avem foarte mare grijă la calitate, pentru că la cantitatea asta mică nu putem face rabat la calitate. Absolut. Considerăm o cantitate mică, comparându-ne cu alți producători din zona Belciugului, care au peste 30, 50, 100, chiar 200 de hectare, dar totuși avem un avantaj foarte mare față de ei, pentru că putem să controlăm efectiv producția și calitatea vinului. Organizatorii Zazu Social Events și Partiumi Folu Gosdas au ridicat și mai sus ștacheta evenimentelor de genul acesta pe care le organizează, astfel că recenziile pozitive au început să vină atât personal cât și pe paginile de socializare a celor prezenți. Seara s-a încheiat cu o super petrecere sub cerul înstelat al Belciugului.